Este a doua seară de proteste în fața Catedralei Mitropoliei din Iași. La această oră, zeci de credincioși s-au adunat și cântă imnuri religioase. Mitropolia Moldovei a decis astăzi ca racla cu Sfintele Moaște să nu mai fie scoasă mâine în procesiune pe străzile din Iași. Colegul meu, Alex Vlădescu, este și el la Iași și vine și cu atmosfera de acolo. Alex, bună seara și cu ultimele informații. Ce se va întâmpla mâine potrivit anunțului Mitropoliei? Bună seara, Oana, bună seara, doamnelor și domnilor. Din păcate, mâine acea procesiune religioasă care ar fi trebuit să aibă loc pe străzile capitalei Moldovei nu va mai avea loc. Este anunțul făcut astăzi de purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei. Între timp, în fața Mitropoliei, în fața bisericii de aici, iată că s-au adunat deja 10 de credincioși, aproximativ 70-80 de persoane au venit să cânte, să intoneze cântece religioase. Am auzit mai devreme că intonau și imnul României. Sunt oameni veniți din toată țara, dacă ne luăm după anunțurile pe care le au în mână. Am să vă citesc și unul dintre ele. Ardealul Moldova, țara românească, apără credința și libertatea. Sunt oameni care au candele în mână, au icoane, dar nu toți respectă regulile de distanțare socială, pentru că nu toți poartă acele măști de protecție. Vedem că nu respectă nici distanțarea fizică de 1,5 metri între ei. Sunt oameni nemulțumiți că efectiv, astăzi, porțile Mitropoliei sunt închise pentru cei care nu sunt din Iași. Cei care sunt din județ sau din afara județului, efectiv, nu au voie înăuntru la racla cu Sfintele Moaște. Această decizie ne mulțumește pe foarte mulți oameni. Am văzut că sunt proteste și în capitală, tocmai din cauza, din acest motiv. Și tocmai acesta este de altfel și motivul pentru care au ieșit în stradă cele 80 de persoane de aici. Este de altfel cea de-a doua noapte în care vor fi proteste în fața Mitropoliei. Proteste fără precedent, pentru că dacă ne uităm în istorie, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Oameni care spun că au dreptul să se roage și că este o măsură discriminatorie să li se interzică accesul pe motiv că nu sunt din Iași la racla cu Sfintele Moaște. Vom vedea dacă Dumnezeu ne va ierta și își va îndrepta privirea către noi.